doresc TVR-ului emisiuni frumoase, mai ales că dumneavoastră sper că nu suferiți de goana după audiență financiară ca alte televiziuni. Poate am spus o prostie, îmi cer scuze, nu sunt un om politic, nu cunosc alte detalii. Pentru mine, TVR-ul rămâne televiziunea de suflet, televiziunea care m-a format, m-a adus în casele oamenilor și mi-a asigurat baza unei cariere care, din fericire, la anul va împlini 45 de ani de existență oficială. Am copilărit în televiziune. Deci voi iubi întotdeauna TVR-ul. Voi dori tuturor celor care trudesc pentru aceste emisiuni sănătate și realizări personale și profesionale. Și Doamne ajută în 2014 cu acele realizări de care fiecare are nevoie.